Salutare, eu sunt Florin și de vreo 3 săptămâni sunt utilizator de iPhone. Nu, nu vreau să sune ca un anunț de la Alcoolici Anonim, dar pentru prima dată de când există smartphone-urile, un iPhone devine telefonul meu principal. În ultimii ani am testat fiecare model de iPhone, însă niciodată nu am fost suficient de convins să sar gardul în tabăra Apple. În continuare o să găsiți o parte din motive, însă acest video nu este plin de laude, ci de tips and tricks, curiozități, ce îmi place și ce nu îmi place la acest telefon. De ce am trecut la iPhone? Pentru că acum pot spune că nu duc lipsă de aproape nimic din ce au de oferit flagship-urile Android. În trecut nu eram mulțumit de ecranele telefonelor Apple. Însă, acest model are unul dintre cele mai bune de pe piață. E foarte luminos, acuratețea culorilor este mare are o rată de refresh variabilă de până la 120 de Hz și este o plăcere să-l folosești indiferent de ce faci. Anul ăsta Apple a implementat și Always On Display și mie îmi place. Da, consumă mai multă baterie, însă nu atât de mult pe cât credeam. Din ce am înțeles, și update-ul la iOS 16.1 a crescut autonomia. Însă pentru că eu am primit telefonul pe 5 noiembrie, am trecut direct la această versiune. Îmi place nivelul de personalizare al acestuia și widgeturile pe care le poți pune acolo. Apple continuă să aducă îmbunătățiri și în versiunea 16.2 vei putea dezactiva wallpaper-ul pentru Always On Display pentru cei care se plângeau că e prea luminos atunci când este telefonul închis. Și chiar și notificările, dacă dorești să vezi doar ceasul și widgeturile. Rămânem la ecran să vorbim puțin și despre Dynamic Island. Mi-a plăcut încă de la prezentare deoarece rezolvă o problemă hardware prin software și este foarte elegant executată. Pentru mine utilitatea este limitată în acest moment, deoarece nu foarte mulți dezvoltatori au creat aplicații cu aceasta în minte. O folosesc pentru muzică, pentru timer și îmi place că îți arată indicațiile din Apple Maps acolo. De asemenea, acum cu campionatul mondial de fotbal ar putea fi utilă pentru microbiști prin live activities și poți vedea scorurile direct pe lock screen sau pe insulă. O altă aplicație care are suport pentru asta este Flighty și îți va afișa informațiile de care ai nevoie despre zborul tău într-un mod similar, însă nu am avut ocazia să o folosesc încă cum pariu că va deveni și mai utilă această funcție pe măsură ce timpul va trece un al doilea motiv pentru care am ales iPhone 14 Pro sunt camerele foto. În sfârșit, Apple a trecut la o cameră cu mai mulți megapixel. Mărimea senzorului este mai importantă și senzorul acesta este mai mare decât în trecut, dar și numărul mare de megapixel ajută, de exemplu acel Crop 2X, fără pierderea calității. De asemenea, poți realiza fotografii RAW de 48 de megapixel, ce conțin foarte multe detalii și îți oferă o flexibilitate mult mai mare în editare. 90% din timp sunt foarte mulțumit de fotografiile realizate de camera de 48 de megapixel. Acestea sunt foarte bine expuse, cu multe detalii și o gamă dinamică mare. Însă atunci când faci fotografii normale de 12 megapixel în modul auto, de multe ori iPhone-ul aplică un sharpness mult prea mare și imaginea arată prea digitală. Însă pot rezolva asta prin fotografierea în ProRes RAW și apoi o editez cum vreau eu în Lightroom. Portretele arată foarte bine de cele mai multe ori cu un boche foarte natural la f5.6 și decuparea subiectului de fundal iese bine în 90% din cazuri. Apropo de decupare, o funcție care îmi place foarte mult este faptul că pot scoate fundalul din poze. Poți scoate fundalul de la obiecte, oameni sau animale și astfel poți să faci un sticker pentru WhatsApp, sau le poți folosi pentru thumbnail sau alte designuri. Poți face asta și cu mai multe poze deodată, însă înainte trebuie să le salvezi într-un folder, apoi să le selectezi pe toate și vei avea funcția de remove background pentru toate iPhone 14 Pro trece automat în Night Mode atunci când fotografiezi o scenă întunecată. Însă poate nu de fiecare dată face asta, așa că poți activa tu manual funcția și poți seta chiar și un timp lung de expunere de 10 secunde. Pretty nice! Camera ultra-wide este foarte wide și asta îmi place foarte mult și poți face niște fotografii foarte interesante. De asemenea are și funcția de cameră macro care nu mă interesează prea mult personal, însă mă enerva că trecea automat în acest mod. Dar am găsit că există o funcție în setări pentru asta și astfel o vei putea activa manual când dorești. Camera telefoto este ok, nu extraordinară și duc puțin lipsa zoomurilor uriașe, fără pierdere de detalii de pe telefoane ca Samsung sau Huawei cu zoom optic 5X sau 10X. Totuși nu cred că voi avea neapărat nevoie de o astfel de cameră prea des în utilizarea zilnică. Pentru că sunt mare iubitor de camere foto și video, și de creare de astfel de clipuri, am fost atras de iPhone pentru capabilitățile sale de filmare. Modul cinematic a primit un upgrade și acum poți filma 4K la 24 de fps cu rezultate mai mult decât satisfăcătoare. Ai putea imita un efect de cameră foarte scumpă cu un iPhone și un trepied, iar eu plănuiesc să folosesc mai mult acest telefon în crearea unor astfel de clipuri. Mai mult îmi place că poți schimba punctul de focus și după filmare în editare pe telefon. Poți crea și keyframes pentru momentul când dorești să se schimbe focusul însă cum telefonul mi se pare că nu este potrivit pentru editare video, pot trimite clipul pe MacBook și pot ajusta focusul și acolo dacă doresc. însă dacă modul cinematic nu se descurcă așa cum vreau eu atunci pot să folosesc modul de filmare normal care creează un bokeh natural și frumos atunci când subiectul este aproape de cameră. Iar în astfel de review subiectul va fi cam tot timpul în prim plan, deci telefonul îmi va fi util în acest caz. Action mode nu mă pasionează atât de mult, însă este foarte impresionant. Nu mai ai rezoluție 4K, dar și cea de 2K este mai mult decât suficientă pentru prezent. Stabilizarea normală face o treabă excelentă, însă Action Mode o duce la nivelul următor atunci când faci mișcări extreme. Dacă filmezi într-un mediu prost iluminat, atunci poți activa și Action Mode Lower Light, care va ilumina mai bine scena, însă va scădea nivelul de stabilizare. Un al treilea motiv pentru care am trecut la iPhone 14 Pro este că de cam jumătate de an lucrez și editez video pe un MacBook Pro 14 pe care îl iubesc, apropo. Și dacă sunt doritori, pot să fac un clip despre toată experiența mea cu el ce pot face, ce mă deranjează și așa mai departe. Revenind, îmi place foarte mult integrarea telefonului cu laptopul. Pot trimite poze cu ușurință prin AirDrop, pot răspunde la apeluri de pe laptop, dacă vreau pot seta Do Not Disturb pe un dispozitiv și se activează pe ambele. Apropo, apreciez foarte mult focus modurile și am unul pentru somn, unul pentru filmări ca acestea când nu vreau să-mi intre nicio notificare și unul personal, unde am activate mai multe notificări. Treci foarte ușor de la unul la altul și ai mai mult control asupra ceea ce îți este afișat. Deși MacBook-ul are o cameră web excelentă pentru laptopuri, acum pot folosi iPhone-ul drept webcam și mai există și acea funcție numită Continuity Camera prin care poți face un apel video pe un telefon, apoi să treci pe laptop și invers. Și funcția prin care poți să folosești camera ultra wide pentru a filma biroul din fața laptopului și mi se pare foarte interesantă. Mai departe, în arsenalul meu a intrat și o pereche de căști, AirPods Gen 3, și îmi place foarte mult cum pot să trec de la un dispozitiv la altul, extrem de rapid și facil. Știam toate poveștile despre integrare și despre cum funcționează dispozitivele Apple împreună, însă să vezi și să experimentezi pe pielea ta mi se pare fantastic. Și știu că există anumite aplicații, funcții care leagă PC-ul Windows la telefonul Android și invers, însă niciuna nu a funcționat bine pentru mine sau nu atât de bine pe cât mi-aș fi dorit. Am trecut de la Android la iOS cu destul de multă ușurință și mi-am transferat mesajele, agenda, WhatsApp-ul și majoritatea aplicațiilor fără probleme. Totuși mi-a luat puțin să mă obișnuiesc cu anumite lucruri. Apple a introdus navigarea prin gesturi cu iPhone 10, însă Android cred că o face mai bine. De ce pe iPhone nu pot să fac swipe din dreapta pentru a reveni în ecranul anterior? De ce trebuie să-mi lungesc degetul mare tocmai în stânga? Nu înțeleg. Nu-mi place că uneori trebuie să folosesc mâna stângă pentru a activa un buton în partea de stânga sus sau dreapta sus. Nu-mi place că nu pot să închid toate aplicațiile din fundal în același timp. Nu-mi place meniul de setări și mi se pare prea complicat. De ce să nu am acces la setările de cameră direct din aplicația de cameră? De asemenea, căutarea în setări nu funcționează bine. Pe Android găsești mult mai ușor ce cauți, chiar dacă nu știi în ce categorii se află. Îmi place că de fiecare dată când instalez o nouă aplicație mă întreabă dacă vreau să primez notificări. Iar de cele mai multe ori nu vreau și îmi place că pot alege ca acea aplicație să nu mă urmărească pe internet. Îmi place că atunci când îmi fac un cont într-o aplicație cu Apple ID pot alege o adresă de mail random, nu adresa mea personală. Astfel sunt mai bine protejat. Îmi place cum sunt aranjate notificările în lock screen. Știu că nu e ceva wow, dar mi se pare utilă și funcția de dublu tap pe spatele telefonului pentru a face ceva să aprinzi lanterna, să faci un screenshot sau altceva. Un alt lucru util pe care îl poți face cu telefonul, mai ales dacă ești student, este că poți copia textul din imagini și chiar și din video. Nu mai este nevoie să scrii manual pagini de text, doar să le copiez și în câteva zeci de secunde ești gata. Îmi place aspectul telefonului și această culoare mov, însă urăsc să văd că se prind foarte multe scame în jurul camerelor foto și mai greu să scap de ele. I-am luat o carcasă, dar nu și un screen protector. Îmi place foarte mult funcția MagSafe, mai ales cu bateriile externe și cu suporturile de mașină. Este un telefon greu și eu apreciez asta, dar nu mă omor după marginile lucioase. Marele punct negativ rămâne în continuare portul Lightning și încărcarea destul de lentă. În ultimii ani am fost obișnuit prost de telefoanele Android cu încărcare super rapidă, iar acum m-am revenit la 20W, pentru o parte de încărcare. Autonomia este bună de o zi de utilizare moderată cu Always-On Display activat, iar cu el dezactivat pot să-l mai folosesc și a doua zi câteva ore. Totuși sunt dispus să accept acest inconvenient pentru că primesc mai mult în schimb. Aș mai putea vorbi și mai mult de experiența mea cu acest telefon, dar o să mă opresc aici și poate o să mai revin punctual pe anumite subiecte, precum camerele foto sau personalizarea loc screen-ului. Mulțumesc că ne-ai urmărit și așteptăm părerea ta în comentarii și ne vedem curând!